Depozitată în depozitul Muzeului Național de Istorie de mai bine de 40 de ani, inima reginei Maria va fi redată familiei regale și mutată la Perișor, în camera unde suverana și-a trăit ultimele clipe. Inițiativa îi aparține majestății sale, regele Mihai, iar Casa Regală a ajuns deja la o înțelegere cu Ministerul Culturii. Din păcate, regina Maria a lăsat în testament ca inima să-i fie scoasă și depusă în locul său de suflet, Balcic. Istoria zbuciumată a ultimilor 60 de ani nu a mai ținut însă cont de această ultimă dorință. Adorată de popor, regina Maria a fost una dintre cele mai mari personalități ale României. Nepoată a reginei Victoria a Marii Britanii, dar și cu sânge imperial rus, ea a fost aleasă drept soție a regelui Ferdinand. Sub conducerea lor a luat naștere România Mare în 1918. A învățat să se adapteze și să se implice inclusiv în chestiunile politice. A iubit artele și viața culturală, dar a fost aproape și de soldații români de pe front în Primul Război Mondial. S-a îndrăgostit de Balcic, acolo unde și-a ridicat o casă a visurilor ei. Și după numele Cuibul Singuratic, este clar că acolo a dorit să-și găsească liniștea. După 2 ani de suferință din cauza unei ciroze hepatice, regina Maria s-a stins în 18 iulie 1938 la Pelișor. Ceremonia de înmormântare a fost una impresionantă. Conform testamentului său, trupul a fost înmormântat în necropola familiei regale de la Curtea de Argeș, alături de regele Ferdinand, iar inima depusă la capela domeniului regal din Balcic. Era o tradiție mai veche din țările scandinave, dar și medievală, a cavalerilor teutoni, să-și depună inima într-un loc drag lor. După retrocedarea cadrilaterului, inima a fost adusă la Bran. Comuniștii au decis însă în anii 70 să o mute la Muzeul de Istorie din București. Casetele în care a fost depusă inima reginei Maria sunt expuse în tezaurul Muzeului Național de Istorie, alături de coroana și bijuteriile reginei. Inima nu se află însă în interiorul casetei de argint, așa cum s-a întâmplat inițial, ci este păstrată într-un container special ținut în depozitul muzeului. Acum, la 77 de ani de la dispariția reginei Maria, familia regală s-a înțeles cu reprezentanții Ministerului Culturii ca inima să fie mutată la Pelișor. Majestatea sa consideră că este soluția cea mai apropiată și singura posibilă în acest moment. Inima reginei ar urma să fie mutată în toamnă printr-o ceremonie aparte.